Salutare tuturor! Începem un nou vlog de aici în Elveția. Deocamdată ne aflăm la benzinărie și ne pregătim să filmăm un nou vlog într-o altă parte a Elveției. Vă spun imediat unde, dar sper că l-ați văzut deja pe cel din partea romanda a Elveției. Am fost la pasul San Bernard și la Champei Lac. Niște imagini foarte frumoase acolo, nu aveți cum să ratați acel vlog. Iar astăzi mergem în partea italiană a Elveției. Da, în partea italiană, pentru că Elveția, după cum v-am spus, are un mic canton care se numește Ticino și acolo se vorbește limba italiană. Astăzi vom merge acolo, vom merge la Locarno. Am mai fost, ce surpriză, iarna în Locarno și a fost fantastic pentru că am plecat de aici la 1500 de metri în satul idilic elvețian plin cu zăpadă și luminițe și am ajuns într-o zonă cu palmieri și camelii, pentru că erau câteva camelii înflorite. Vorbim de luna ianuarie. Așadar, nici nu pot să-mi imaginez cât de frumos poate să fie vara în acea zonă cu climă mediteraneană până la urmă. Nu vă mai țin de vorbă pentru că avem multe de vorbit pe parcurs. O să trecem și granița prin Italia. În fine, o să fie totul super! Într-o parcare în drum spre Ticino, de la Verbie până la Locarno, acolo unde este destinația finală, sunt vreo 400 de kilometri și este și imposibil să nu te oprești la asemenea distanțe, dar la asemenea peisaje cu atât mai mult. Am să vă arăt și văcuțele elvețiene. Haideți că întorc camera să le vedeți. Hai, ce pașnice sunt ele așa și ca niște pensionare, fără griji, cu pensia mare, grasă, din aia nesimțită. You on my mind. Yeah, you're all that I think about. You know you got me going wild. And what I want is you. Could you come a little closer? I want you by my side. And I'll try the best I can to make you feel this way. Don't let me down, down, down. It could be you and I, and I. I want you now, 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 now. Come let me hold you now. Am făcut un nou popas, suntem la San Plou Pas. Urmăriți în continuare vlogul pentru mai multă poezie și artă. O să vă arăt imediat ce este pe aici și o să vă mai povestesc câte ceva. Suntem la peste 2000 de metri. Dacă găsesc imaginile în arhiva mea video, o să vă pun aici în stânga sau în dreapta niște imagini de acum 2 ani de zile, din miezul iernii. Să vedeți că cât de frumos era și atunci. Ba, cred că era chiar mai frumos atunci. Erau munți de zăpadă și pe stânga și pe dreapta șoselei și se circula impecabil. O să vă pun imaginile, le-am mai pus și într-un vlog, cred că acele de la Bălealac, dar niciodată o imagine frumoasă nu strică. Vă rog să observați, ca orice bucureștean care se respectă, am venit echipată corespunzător la munte, o sandală, frumos, cum trebuie, mergem înainte. I just wanna be with you.
La Locarno. Sunt 32 de grade. Am reușit să mai scad vreo 6 grade cu 3 cupe de gelato. Am mâncat gelato în Elveția. Nu credeam că o să se întâmple asta, dar da. Putem mânca gelato adevărată, autentică și în Elveția, în cantonul Ticino. Le scăzusem gradele, vă spuneam, însă acum cred că le-am pus la loc și încă vreo două.
norocul nostru este că ne-am adăpostit în grădina cu și anume camelii. Am fost aici și asta iarnă. Surpriză, nu? Din seria Iarna nu-i ca vara în Elveția, voiam să vă spun că mi-a plăcut mai mult iarna în Locarno. În primul rând că nu era vibrația asta de stațiune ultra-aglomerată. Cred că am filmat toate standurile cu mărfuri și alte lucruri tipice care se întâmplă în stațiunile de genul vara. Asta iarnă nu era nimeni aici. În plus, în grădina aceasta erau niște camelii. Chiar dacă era ianuarie, erau niște camelii rămase probabil de toamnă. Însă acum sunt trecute. Că ori mai înflori odată, cum ziceam, spre toamnă și mai sunt câteva iarna, nu știu să vă zic exact. Este cald, este aglomerat, dar miroase Italia. Și Italia nu are cum să nu-ți placă. Adică, pur și simplu, Italia nu are cum să nu-ți placă. Momentan sunt în Elveția, pe hartă, dar sufletește mă simt în Italia. Și asta mă bucură tare mult, nu-mi pasă ce temperaturi sunt. Stăm la umbră, mai mâncăm niște gelată, mai bem ceva rece și de-abia așa, spre seară târziu, plecăm înapoi la munte. You climb a tower and you set me free. Din grădină, după cum vedeți în spate, un lucru care nu mi-a plăcut, dar care este specific țărilor europene și mai ales italienilor. V-am spus, mă simt aici fix ca în Italia și să fim serioși, Italia este la o mâncătură de băți. Vedeți? Fac plaje în parc. Cred că ați mai văzut asta prin Europa. Apropo de Italia, nu poți să vii aici, în Ticino, decât dacă treci granița prin Italia. Cel puțin noi din Vale, din Verbier, a trebuit să trecem granița în Italia. Am mers pe Centovali și apoi am ajuns aici, în Locarno. Asta este. Nu poți să te pui cu puterea muntelui. Foarte, foarte frumoasă și iubită de turiști. Sunt foarte multe persoane pe aici. Însă un lucru ciudat care nu mi s-a mai întâmplat aproape nicăieri, lumea se uită ciudat când faci simple fotografii. Adică nu vorbesc acum când sunt cu camera în față și vorbesc singur aici, că se oprește lumea în loc. Dar vorbesc de niște simple poze și dacă mi-ați dat follow pe Instagram, știți că pozele mele sunt mai mult decât decente, adică nu atrag atenția într-un mod urât în niciun caz. Însă lumea se oprește fix ca la circ și mă simt că fac ceva greșit. Acum, nu știu, într-o zonă turistică, o fată care își face o poză, nu știu cât de ciudat este, însă se pare că aici, în zona Locarno, este. Dar iert pentru că e tare frumoasă zona asta și îmi place. Părăsim zona de promenadă și mergem la Madonna del Sasso, un sanctuar, o biserică, o mănăstire. O să vă arăt mai multe la fața locului când ajungem. Înainte să ne urcăm în mașină, am fost într-un colț cu umbră aici să-i fac câteva poze și lui Cezar și se pare că nu avem nimic special. Pur și simplu așa se uită lumea aici la turiștii care fac fotografii. Probabil că ei nu au cutuma asta a fotografiilor. Am venit noi cu ceva nou.
Am ajuns la Madonna del Sasso. Uitați, aici este. Și în spate vedeți Lago Maggiore și riviera pe unde am mers noi până acum. Pe acolo am venit. Am coborât până aici. Și am parcat și mașina undeva acolo sus. Young, or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall. Trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. În 1480, un călugăr franciscan a avut o viziune cu Maica Domnului și au ridicat aici un sanctuar în cinstea ei. Se aude muzică din biserică, nu știu dacă auziți. Și în spate este Lago Maggiore, cum v-am arătat deja. Mergem de ceva vreme cu Lacul Maggiore în partea stângă. Cred că i-am făcut turul, sincer. Pentru că ne-am schimbat traseul, fiindcă pe Centovalli, pe unde am venit, a avut loc un accident destul de grav. Și poliția ne-a recomandat să mergem prin tunelul San Bernard. Așa că vom merge spre Elveția pe o nouă rută. Dacă ajungem pe zi, ne vom opri un pic și pe Valea Ostei. Un loc superb unde iarna trecută am imortalizat niște momente frumoase. Dacă nu, mergem sănătoși și încet, încet spre Verbier. Și noi ne vedem data viitoare, cel mai probabil tot în Elveția. Aș vrea să fac un lucru special în vlogul următor. Dacă o să-mi iasă, voi sunteți primii care aflați. Însă, până atunci, îmi iau la revedere.
și aștept să vă abonați, să-mi spuneți ce părere aveți despre acest vlog, ce părere aveți despre partea italiană a Elveției și dacă vreți să dați și un like, este binevenit. Vă pup, pe data viitoare! The past, don't want to complicate things. Maybe if I asked, was any of it real?